Transportul feroviar din România este paralizat total. 45.000 de ceferiști sunt în grevă de avertisment ca să obțină salarii mai mari și locuri de muncă mai sigure. Sinucidere din dragoste la Cluj. Respins de iubită, un agent de pază de 21 de ani și-a tras azi noapte un glonț în inimă. Operațiune de salvare inedită într-o localitate mureșană. Pompierii, apărarea civilă și localnicii au recuperat un cioban blocat de viitură pe o pășune. Două persoane au ajuns în stare gravă la spitalul de urgență după ce mașina în care se aflau a intrat cu viteză într-un pom. Noapte fierbinte pentru pompieri, care au avut de stins incendii izbucnite într-o baracă metalică și o garsonieră din București, dar și la o cabană din județul Mureș. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bun găsit la primele știri ale zilei! Ceremonia decernării premiilor Oscar, cel mai important eveniment cinematografic al anului, s-a încheiat în urmă cu doar câteva minute. Spectacolul spectacolelor de la Hollywood a captat atenția sutelor de milioane de prieteni ai filmului din toată lumea. La ProTV, cinefilii din România au putut urmări pas cu pas ce s-a întâmplat acolo, care sunt noile capete încoronate ale ecranului, ce creații au primit recunoașterea Academiei Americane de Film, cine a lăcrimat de bucurie și cine de supărare. Pentru spectatorii din România, gazda acestui mega eveniment cinematografic a fost Mihai Codreanu, pe care îl vom avea alături de noi în studio. Trecem însă acum la știri interne. Transporturile feroviare din România sunt paralizate de circa 15 minute. Și așa vor rămâne până la ora 9, motivul, un protest sindical al feroviarilor. De această dată este vorba doar de o grevă de avertisment, dar situația s-ar putea complica dacă autoritățile nu le vor îndeplini revendicările. În acest caz, legea le dă dreptul ca peste 5 zile să declanșeze greva generală. Corespondentul ProTV, Paula Săcui, este acum în gara de nord și ne spune care este atmosfera acolo. Bună dimineața, Paula! Cum privesc călătorii protestul feroviarilor? Bună dimineața, Olivia, bună dimineața, domnilor și domnilor. Într-adevăr, atmosfera este destul de încordată aici în gara de nord, în ciuda faptului că oamenii simpatizează cu ceferiștii. Vă dați seama că greva acestora a picat cum nu se poate mai prost. Este adevărat, pe de altă parte, că anunțurile despre grevă s-au făcut în urmă cu câteva zile, iar cei care astăzi trebuiau să plece cu trenul trebuiau să țină totuși cont de această grevă de două ore. Oamenii, de altfel, în gara de nord sunt aproximativ câteva sute de călători, au venit totuși la gară, stau cu bagajele pregătite sau cu banii de bilet în mână, însă nu au trenuri disponibile. Vă dați seama că nimeni nu este foarte bucuros să aștepte în frig cel puțin două ore și toți sunt cu ochii pe ceasuri, își fac calcule și se gândesc la efectele blocării traficului, pentru că situația este generală în toată țara și vă dați seama că și după două ore trenurile nu au cum să mai circule normal. Întârzierile astăzi se vor ține lanț pe calea ferată și vor fi cu siguranță destul de semnificative. Pe de altă parte, să știți că la protestul de astăzi participă aproximativ 45.000 de feroviari. Aceștia sunt nemulțumiți că după două luni de negocieri cu administrația nu au ajuns la niciun fel de concluzie. Feroviarii cer o mărire a salariului cu 27% până la sfârșitul anului, în timp ce administrația poate să le ofere de 9 ori mai puțin. Pe de altă parte, sindicaliștii cer să nu se mai facă disponibilizări în sistem în condițiile în care numai anul trecut au fost concediați aproximativ 19.000 de oameni. Noi vom rămâne în continuare în gara de nord pentru a urmări felul în care se desfășoară această grevă de avertisment. De altfel, colegii mei din stațiile locale vor surprinde diverse imagini în marile orașe. Vom reveni așadar în direct înainte de ora 9 pentru a vă putea spune cum a avut loc această grevă în toată țara. A fost Paula Săcui, care îi mulțumim. Mergem mai departe. Bolnav de dragoste, un tânăr din Cluj a hotărât azi noapte să nu mai apuce ziua de mărțișor. El se despărțise de curând de aleasa inimii și pentru că nu era chip de împăcare a ajuns la concluzia că nu mai are de ce să trăiască. Bărbatul paznic de noapte s-a împușcat în inimă cu pistolul din dotare. Colega noastră Irina Cordoneanu i-a însoțit pe polițiști la anchetă și ne spune ce a aflat. Bună dimineața! Bună dimineața! Tânărul de 21 de ani și-a cunoscut marea iubire la fabrica de componente electronice pe care o păzea. Cei doi au fost prieteni o perioadă, după care relația dintre ei s-a răcit brusc. Bărbatul a devenit disperat și a amenințat de mai multe ori că își va pune capăt zilelor, dar nimeni nu l-a luat în serios. Azi noapte a luat decizia finală și s-a împușcat în zona inimii. În scurt timp a fost descoperit fără suflare de un coleg care venise să-l salute. Anchetatorii continuă acum cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care tânărul și-a pus capăt zilelor, dar și cum a fost posibil ca o persoană care a amenințat de mai multe ori că își va lua viața să primească o armă pe mână. Deocamdată atât de la Cluj. La revedere!
Da, mulțumim, Irina. Naufragiat pe o insulă pustie, având lângă el doar o turmă de mioare. Acesta este coșmarul trăit azi noapte de un cioban, dar nu în mijlocul Pacificului, ci în județul Mureș. Râul Mureș a ieșit din matcă în zona localității Sântana de Mureș, iar ciobanul care dusese turma pe un deal nu a observat ce se întâmplă. Nivelul apei a tot crescut, iar căile de acces spre pășune au fost inundate. Ce a urmat? Aflăm acum în direct de la Târgu Mureș, unde se află colega noastră, Paula Rusu. Bună dimineața, Paula! Bună dimineața! În timp ce nivelul apelor creștea centimetru cu centimetru, ciobanul probabil se gândea la mândruța lui și la mărțișorul pe care îl pregătise. Poate chiar își dorea să ajungă cu ea departe pe o insulă pustie. Cert este că la un moment dat omul s-a trezit prizonierul apelor. A fost nevoie de mobilizarea pompierilor, a membrilor protecției civile și a localnicilor din zonă pentru a-l salva. Cu mare dificultate, salvatorii au reușit să debarcheze pe insula din mijlocul apelor și să-l salveze pe naufragiat. Cele 50 de oi însă n-au fost la fel de norocoase. Ele se află și acum în mijlocul apelor. Auzi, Vasile, știi ce putem eventual? Să încercăm să mergem pe partea asta, știi unde e dâmbul. Da. Pe marginea dâmbului, până acolo unde era obstacolul ăla, chiar la Mureș. Obstacolul, pe Palengu, știu eu că pe unde se merge. Un cetățean cu vreo 50 de oi a fost neatent, asta mai mult nu se poate spune, și în loc să se uite și el în jurul lui că a crescut un pic apa, deși ritmul apei n-a fost atât de crescut, a fost neatent și l-a apucat seara cu oile acolo. Apele au acoperit pășunea în jurul orei 18. Ciobanul a fost surprins de viitură și nu s-a mai putut mișca până la sosirea ajutoarelor. Apa într-un loc mai adânc, într-un loc barca rămâne suspendată, trebuie să o tragem, uitați, suntem uzi. Cu toții. Ce s-a întâmplat cu oile? Se mai pot aduce? Ce faceți cu ele? Nu, noaptea asta nu. Trebuie să se aștepte pentru că nu se poate interveni. Apa în unele locuri este de 2 metri, în alte locuri e de 10 cm și nu se poate merge cu barca. Foarte greu, l-am adus și pe om. Astăzi, forțele de intervenție vor evalua situația și vor hotărâi dacă pot salva și oile. Așa cum v-am promis, ne întoarcem la ceremonia de decernare a premiilor Oscar și vorbim cu cel care a fost anfitrionul acestei nopți, Mihai Codreanu. Bună dimineața, Mihai. Incredibil scorul premiilor. Bună dimineața. Într-adevăr, nu știu dacă toată lumea se aștepta sau dacă cineva se aștepta ca din 11 nominalizări, totuși Stăpânul Inelor să ia 11 premii Oscar. A fost... Spune. Spuneam mai devreme că putem zice că a fost noaptea inelelor și nu noaptea Oscarurilor. Există vreun precedent? Din câte mi-am amintit în timpul transmisiei, a fost vorba de Titanic. Titanicul a mai luat atât de multe premii și a fost acum a doua oară când s-a întâmplat așa ceva. Cea de-a treia parte a trilogiei Stăpânul Inelelor, cum spuneam, a triumfat la toate cele 11 categorii la care a fost nominalizată și a fost desemnată și cea mai bună producție a anului, a luat cel mai important premiu. Filmul Întoarcerea Regelui, partea a treia din trilogie, și-a adjudecat premiile și la celelalte categorii. Cel mai bun regizor, premii pentru categoriile tehnice, scenografie, costume, efecte speciale sau machiaj. Stăpânul Inelelor este a doua trilogie care a avut câte o nominalizare la categoria cel mai bun film pentru fiecare episod. Același lucru s-a întâmplat și cu seria Nașul, regizată de Francis Ford Coppola, pe care l-ați văzut în această seară alături de fiica lui Sofia Coppola. Sofia Coppola a câștigat și ea Oscarul pentru cel mai bun scenariu original la filmul Lost in Translation, pierdut în traducere. La categoria actor, în rol principal, Sean Penn a câștigat trofeul pentru interpretarea din drama Mystic River. Penn a avut de înfruntat o concurență serioasă, printre nominalizați fiind nume mari, Johnny Depp, Bill Murray. Cum era de așteptat, actrița Charlize Theron a câștigat Oscarul pentru interpretarea unei criminale în serie din filmul Monster. Același rol i-a adus actriței de origine sud-africană, un glob de aur și un premiu la festivalul de la Berlin. Premiile pentru interpretare în roluri secundare n-au adus surprize. Tim Robbins și-a adjudecat mult răvnita statuetă pentru rolul din filmul Mystic River, regizat de Clint Eastwood, în timp ce la categoria feminină Oscarul i-a revenit lui Renée Zellweger pentru rolul din Cold Mountain. Anul acesta, Renée a fost nominalizată a treia oară consecutiv după rolurile din Jurnalul lui Bridget Jones și musicalul de anul trecut Chicago.
Un adevărat succes de box office al anului trecut, filmul Finding Nemo, căutându-l pe Nemo, realizat de compania Disney, este evident vorba de un film de desene animate, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film la această categorie. De asemenea, la categoria cel mai bun cântec din coloana sonoră a unui film, Oscarul a revenit piesei Into the West, interpretată de Annie Lennox și inclusă pe coloana sonoră a aceluiași inevitabilului Stăpânul Inelelor, Întoarcerea Regelui. Cel mai bun film străin a fost pelicula canadiană Invaziile Barbare, care săptămâna trecută a câștigat și 3 premii Cezar. Suntem acum în legătură directă cu Roxana Grămadă, corespondent Pro TV la Los Angeles. Roxana a urmărit decernarea Oscarurilor și a aflat lucruri care nu aflați în fața televizoarelor, nu ne-au fost dezvăluite deocamdată, însă le vom afla acum în direct de la ea. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Bună dimineața pentru ora noastră! Bună seara aici din Los Angeles! Bună seara la tine, bună dimineața noi! Ce se întâmplă, care e atmosfera acolo după ce s-a terminat marele spectacol? Este o seară de triumf, onorarii modeste sau chiar foarte mici pentru ca filmul să fie realizat cu banii pe care au avut, deși pentru noi poate că 100 de milioane de dolari pentru un film ar părea o sumă imensă. Deci, în total, trilogia a fost scosă cu 300 de milioane și are încasări record de 2,8 miliarde. Este cel mai mare record de încasări a tuturor timpurilor. Există voci care s-au întrebat de ce oare Lord of the Rings a primit nominalizări și acum 2 ani și acum un an și niciodată nu a primit Oscarul. Unii spun că Academia chiar s-a ferit să le acorde Oscarurile pentru ca prima dată, ca să nu fie obligat să le acorde și a doua oară, și-au păstrat acest al treilea an ca o mare încoronare triumfală a eforturilor lui Peter Jackson și a lui Wingnut Films și New Line, care sunt de fapt producătorii acestui film. Roxana, îți mulțumesc foarte mult, a fost în direct de la Los Angeles, Roxana Grămadă, corespondent Pro TV. Roxana ne-a dat ultimele amănunte despre acest spectacol extraordinar și această sărbătoare a filmului pe care ați urmărit-o în direct la Pro TV. Vom încerca în acest moment să stăm de vorbă cu domnul Pete Franceza, care este agent pentru United Talent Agency și un om care cunoaște foarte bine culisele și resorturile care guvernează această uriașă mașinărie a show business-ului. Pentru că nu mai avem un interpret în studio, o să încerc să fac două lucruri în același timp. Cred că avem un ajutor din acest punct de vedere. Mr. Franceza, good evening, sir. Bună seara, domnule Franceza. How are you? Tell me what do you think about this edition of the Academy Awards? Ce credeți de această ediție a premiilor Academiei Americane? This year was great, you know. Anul acesta a fost superb. Or fortunately there was a sweet great movie Lord of the Rings. Din păcate sau din fericire, Lord of the Rings, Stăpânul Inelelor, nu a lăsat loc pentru alți câștigători, dar au How did you see the reactions of cum vi s-au părut reacțiile celor prezenți la teatrul Kodak? Au fost surprize mari? You know what, to be honest, ca să fiu cinstit, surprizele au fost foarte puține. Sean Penn, Charlize Theron, era de așteptat ca cei doi să câștige. Și toți puneau pariu pe Lord of the Rings, care a luat toate premiile. If you were to compare this edition to last edition, dacă ar fi să comparați această ediție cu cea de acum 2 ani, e din punct de vedere al imaginii, al luxului, al covorului roșu, cum puteți compara cu acum 2 ani cu cel de anul trecut? În mod tradițional este un eveniment fantastic când ai atâția oameni talentați venind aici. Tradițional, toate aceste staruri vor veni. Era subînțeles de la nominalizări că vor